Cosmin Ardelean și astăzi îl avem invitat pe fratele Dumitru Budac, căruia îi spunem un bine ați venit. Bine l-am găsit. Pentru astăzi avem pregătite câteva întrebări, din care prima sună așa. Frate Dumitru, care este starea cea mai gravă în care se poate afla un om de-a lungul vieții lui pe acest pământ? Eu cred că atunci când Dumnezeu își întoarce fața de la acel om. Când Dumnezeu își întoarce fața de la om? Dumnezeu își întoarce fața de la om atunci când omul își întoarce fața de la Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Ce înseamnă să-ți întoarci fața de la Domnul Iisus Hristos? Simplu. A alege să stai în brațele morții. Frate Florin, hai să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, să deschidem Biblia la Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 17 și 18, să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Frate Dumitru, am vorbit despre starea gravă în care se poate afla un om de-a lungul vieții lui. Acum să vorbim despre starea cea mai bună în care se poate afla un om. Care este această stare? Eu cred că este atunci când omul știe sigur că Iisus Hristos trăiește în el. Cum poate să știe un om dacă Domnul Iisus Hristos trăiește în el sau nu? Este o voce. O voce care îi spune omului ori de câte ori fură, sau ori de câte ori e invidios, sau ori de câte ori procedează greșit. Aceeași voce îi spune omului dacă Hristos trăiește în om sau nu. Și această voce este Duhul nostru. Și vreau să citesc ce spune Scriptura. Scriptura la Romani, capitolul 8, cu versetul 16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Cum se poate ajunge la această stare minunată despre care ne spui? Simplu. Doar dăruindu-i lui Iisus toate păcatele. Dăruindu-i Domnului toate păcatele și apoi inima. Și cuvintele tale mă duce cu gândul la un verset care este în Galateni, capitolul 2, versetul 20, care zice așa: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Aceasta e cea mai minunată stare din viața unui om. Dumnezeu să ne ajute!